Păi vii și el. Stai în ce mă gândesc eu. Dacă noi mergem pe drum și eu sunt înaintea ta cu un pas, că tu vii în urma mea. Eu când vorbesc cu tine, vorbesc cu tine din viitor. Ce, mă? Mai zi o dată, că n-am fost atent. Păi fii atent, bă, că vorbesc și un om, nu rage un măgar. Dacă eu merg înaintea ta cu un pas și tu vii în urma mea, pe unde sunt eu acum, tu o să vii mai târziu. Se cheamă că eu vorbesc cu tine din viitor, mi-e așa mi se pare. Cum trec să fim în viitor dacă ești lângă mine? Da, mă, sunt lângă tine, dar sunt înaintea ta cu micron de micro nano secundă și jumătate pas. Adică mie așa mi se pare, cel puțin dacă raportăm la axa spațiu-timp. Ce? Axa spațiu-timp, ai auzit de asta? Nu, ce faci? Exact, nu știu, dar are în ea două componente, spațiu și timp. Așa. Dă-mi coace, că beau și o gură. Bă, tu zici că noi doi avem un plan? Așa și. Păi și ce zice planul? Planul zice că cu țuica facem altceva cu băutura. Și dă-mă și mie o gură. Eclus! Dacă vrei să bei ceva, du-te, bă, băiatule, și azi din altă parte. Țuica asta ne trebuie pentru experiment. Te rog frumos, nu lăsa prezentul tău de nehalit care ești de băutură să ne strice viitorul nostru, care poate să fie viitor cu o mare de oameni mari care o să fim. Deci nu-mi dai? Deci nu. Bine, mă, dar să fie al trec cu axa ta, dacă nu-mi este planul, să vezi ce-ți fac. N-are, bă, cum să nu iasă, Nadim. Mergem 100% sigur. Îți zic din viitor că am fost acolo. Ai noroc! Ai, domnul, mă! Salut! Salut! Cum e gazoane? Trage? Trage. Ce-i rușine să tragă? S-a luat! Bravo! Stai și noi aici, lângă tine. Vreo problemă? Stați, bă, ce stați la mine în cap? Hai, mă, și tu, țuică. Ce voi n-aveți? Lasă-mă dacă avem noi, tu zici dacă ai tu. Bă, am, dar n-am de dat, să nu-mi cer, că am puține și vreau să mai stau. Nu-ți cer, mă, nu-ți cer, dar dă și tu o gură. N-ai auzit că nu-ți dau? Oameni serios sunteți, ați venit pe gol? Avem și noi. De ce? Că nu venim așa, ui, avem și noi un pic de țuică, dar nu putem pentru ca să o bem, că ne trebuie la un experiment. Ce vorbești? Deci fii atent. Bă, fii atent ce-a trecut ăsta prin cap. Bă! Păi ce faci, mă, tu zici ideea mea la oricine așa? De ce vine tu o idee prin care ne umple de bani? Fiicele, până aici! Da, mă, că nu i-am spus secretul. Păi da, mă, dar cât i-ai spus, oricum e prea mult. Așa, mă, vă umpleți de bani? Bă, ne umple de bani mai rău ca câinile de purici. Bravo, să fiți sănătoși, să-i cheltuiți, să vă luați de băut, că acum vă că aveți bani, doar să vă uitați. Fișel! Nu te enerva. Cine râde la urmă, sapă groapa altuia, dar tu, decât să ne ținem de plan. Atât! Bă, ce faci? Ce faci? Lasă-mă, mă, să iau și o gură, măcar să-mi clătesc gura, că nici m-a spălat pe dinți. Peste cadavrul meu. Pe asta nici nu-i greu, mă. Ce faci, mă? Mă ameninți? Bă, ce vrei, mă, dacă aș bea și o gură de țuică? Bă, mă omor, fii gel. Tu gândește-te la planul final. Că când o fi să se tragă linie, o să avem atâția bani de scoatem apa din lac, punem țuică și notăm în ea. De asta, la final. Bine, mă. Gazone, atunci du-te, dracu, cu țuica ta, mă. Bă, fii atent aici, dacă vreodată ai nevoie de bani, să nu te plimbi vii la mine. Păi ce mă dai, mă, dracu, mă, ha? Bă, trage! Bă, dă-mă, dracu, al treilea, mă, de când suntem aici. Are noroc, fiicel. Gazoane, la ce dai, mă? La pătrățică, mă, nu vezi? La pătrățică. Și noi, domn, tot la pătrățică. Ți-a zis că e chestie de noroc? Trageți și la miros de țuică, mă, și voi de-aia nu prindeți nimic, că o țineți cu dop. Nici să nu te gândești. Mă, dar dacă nu prinde nimic, să duce papa să-mi bete planul tău.
Cazoane, să te-a trecut să ai tu vreodată nevoie de ceva de la mine, că să vezi ce-ți fac. Ce nevoie să am eu, mă, de la tine, mă, uscatul? Nu știu, bă, că nu știi cum e viața, niciodată nu știi cum ți-o întoarci. Bă, fericire, bă, aveți și voi țuica voastră până la urmă, ce să vă dau eu, mă, de la mine, ce-s Maica Tereza? N-auzi, bă, că ne trebuie la planul care-l avem? Da? Păi atunci îmi trebuie și mie, la planul ca să o beau. Na, și nu pot să vă dau. Hai. Păi, dacă e pe așa, e că zic. Tu ai auzit de tailandezul ăla care s-a umplut de bani? Ce tailandez, mă? Un tailandez acolo, din Thailanda. Fii atent, îți zic secretul, dar nu cumva să-mi fur ideea că Firicele e martor. Tailandezul. Așa. Într-o dimineață s-a trezit că, bă, ai la pești. Stau frumos pe ocean, de la rame, de la rame, de la rame, când? Ce crezi tu că a găsit el acolo pe apă? Ce? Vomitătură de balenă. Da, mă, termine, că pe stomacul gol, nu mai mi se întoarce stomacul. Păi ce vrei, mă, dacă asta a găsit, asta a găsit, zi Firicele, nu ți-am arătat eu știrea în ziar? Da, mă, asta a găsit, s-a umplut de bani, bă. De la vomitătură de balenă. Da, 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 deci caută pe internet să vezi, tu știi că costă un kil, dar de asta. Cât? 50.000 de euro. Și știi cât a prins ăla, mă, cât a găsit acolo? 30 de kg, fă-și tu socoteala să vezi câți bani a făcut. 50 de mii ori 30. Nu te mai chinui, că zic eu exact. O gălăgie de bani.